Accidentul s-a petrecut la intersecția străzilor Mareșal, Averescu și Independenței din Drobeta Turnu Severin. Șoferul unei mașini de lux nu a oprit la stop și a lovit un alt autoturism care circula regulamentar. Potrivit martorilor, viteza și neatenția sunt de vină pentru producerea accidentului. Și viteza și neatenția, în primul rând, e un singur stop. Asta e greșeala, că dacă ar mai face încă cel puțin încă un stop de aici în sus, totuși le-ar mai reduce. Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. În taxi se aflau șoferul și o bătrână care a suferit o ușoară comoție cerebrală în urma accidentului. Deși conștientă, femeia a fost transportată la spital pentru verificări amănunțite. Ce faceți? Cum vă simțiți? Bine. Vă doare ceva? Nu, nu, că nu m-am lovit. Mama, doare piciorul? Una dintre persoanele implicate în accident a refuzat consultația și acordarea primului ajutor, iar celelalte două victime au suferit traumatisme craniene de coloană cervicală și de bazin, dar din punct de vedere hemodinamic și respirator erau stabile. Cei care locuiesc la intersecția străzilor Mareșal, Averescu și Independenții spun că s-au săturat să fie martori atâtor evenimente rutiere. În plus, se simt în pericol, căci oricând se pot pomeni cu o mașină în propria locuință. Eu stau cu lea, eu stau cel mai întâmpit pe colț. Nu știu, nu înțeleg, pe cuvântul meu de onoare că sunt nebuni. Frecvent, e asta cum spun din mostră moșca, că e colțul morții. Acum vreo 7-8 ani, 10 ani a intrat un autobuz în casa lui vecinul. Șoferul vinovat de producerea accidentului va răspunde în fața legii pentru vătămare corporală din culpă. În plus, el va rămâne fără permisul de conducere o perioadă de timp și va suporta pagubele accidentului.